Doamne, așteptam la bala! Ești la Ryanair? Băga mea și pula la Ryanair! Intrați, domnișoară, că e numai bună! Adrian Nicolae, doamnelor și doamnelor! Asta nu e mă ăla de pe Lipscanda, e Michael Jackson! E băiatul! El e cu aia! Începe imediat. La ultimul Roast Your Post v-am zis că Nicolae nu se uită la video doar în comentarii. E, acum e Micuțu, care e total invers. Nu citește comentariile, dar se uită la video. Și se uită câte like-uri sunt, oameni buni. Trebuie să fie 1.800.000 de like-uri. Vă recomandăm, înainte să înceapă episodul, să mergeți la filmul Klaus și Barosso. Noi am fost. Am fost aseară. Am fost, am luat 100 de euro să facem clipul ăsta. Da, eu am luat. E foarte mișto Klaus și Barosso, din 16 ianuarie în CineMauri. Adrian Nicolae și Micuțu. O să-l vedeți pe Micuțu cum nu l-ați mai văzut de mult. Funny. Oh, s-a apișat. Și bineînțeles la Sala Palatului pe 31 ianuarie, dacă vreți să veniți. Mai sunt bilete prin spate pe undeva. Ne apropiem 4.000 în cap. Nu vreau să mă laud, dar sunt ultimele 500 de bilete. Fiți martori la ceva ce nu s-a întâmplat niciodată. Haideți, vă rugăm mult. Scriem istoria, oameni buni. Da. Drăcea va intra pe o piesă senzațională. Nu pot să vă dau mai multe spoilere, dar trebuie să fiți acolo. Hai, distracție plăcută și episodul, oameni buni. Și înainte să înceapă clipul, neapărat dacă aveți copii în cameră sau, nu știu, poate e o persoană mai în vârstă care nu apreciază umorul, aveți grijă pentru că acest clip conține urme de glume. Aole! Bravo! Ne-am întors! Bravo vouă, băi! Oamenii și-au pus dorință de anul nou să mai existe Roast Your Post și s-a întors! Gata, gata, mulțumim! V-am îndeplinit dorința, suntem înapoi în viețile voastre. Ianuarie 2024, oameni buni, se împlinește un an de Roast Your Post. Un an, da, un an, episoade bune, episoade proaste. Ce e important e că se uită oamenii, a spune voi. Eu zic că e important că n-am fost în tribunal încă. Bravo. Cred că e un lucru foarte bun. De asta vreau să le mulțumesc oamenilor care sunt alături de mine de un an de zile. Drăcea, Dobrotă Popriciuc și bineînțeles Bogdan Drăcea. Bravo, bravo. Care, să fiu sincer, mă surprinde că în fiecare episod continuă să fie aici, chiar dacă stăm mai slăbuți cu sponsorii. El în continuare e aici. Bravo. Da. Dar cu toate astea totuși avem un sponsor la emisiune, Sound Creation. Uitați ce frumos ne auzim, mulțumim. Bă, mut. Eu mă pricep la reclame. Na. Bravo, bravo. Și că tot vine vorba de oameni care sunt supărați când nu sunt reclame. Vă rog să aplaudați pe invitatul nostru absolut special, Micuțu! Să aveți aici că am pus mulțumesc. Oh my God, bună seara, crowd-over-ul! România a venit! Cum a zis Dumnezeu în Biblie, a venit! Mi-a plăcut foarte mult. Mă bucur că stau lângă oameni un pic mai înalți măcar, ca să nu par eu ăla de a 12-a printre ea de... Da. Bă, zici că sunt locuri de avion așa. Bine v-am găsit, bună seara. Crossover-ul de care nu era pregătită România, am fost noi la tine prima dată, acum ești tu la noi. Cosmin, urmează întrebarea, există Dumnezeu? Noi de asta te-am chemat. Hai să-i căutăm profilul. Hai. Ai văzut emisiunea vreodată? Da, dar nu până la capăt. Total de acord fost. Eu n-am putut. Dar nu, mi-intră gojira la mijloc. Bună seara, vrea cineva să începem cu el sau alegem noi? Ciosmo. Ciosmo? Ciosmo, ești aici? Da, e aici. Ce reacție? Doamne, așteptam la bala! M-a luat, bă, m-a ales în sfârșit! Mamă, am început bine! Înțeleg și te-ai bucurat că te-ai ales cineva. Foarte bun, mulțumim, Ciosmo! Auzi, pe pieptul tău scrie mare cu de toate? Uite-l și în port tradițional, acolo în mijloc. Ceva de mâncare, nu, o bere și o pătură. Așa mi-arată pula dimineața. Sau cu o bere în față, adică, nu? La masa al cuiva. Chimie și educație fizică, mâncați. Bă, tupac! Încă trăiește, ești nebun? Da. Dragonul AK-41. Nu mă, e șobi ăla. Aici, înainte să vă bată ca pe hoții de cai. E de la Recorder. Ce faceți? De ce tăiați pomești? A, că nu. Îmi pieptăna în calul ăsta. Am ieșit să plimbăm cai. O, dar nu poate să exprime fericire fața ta. În toate pozele ești deprimat. Înainte de bătu șnițelele. Asta mă întrebam, ce face el cu ciocanul în bucătărie, dar da. N-are de șnițele, dă cu ăsta. L-a furat dintr-un 335. Să-mi trebuie acasă. Da, pe când duci frigizorul la fier vechi, îl bucățești înainte, Cosmine. Îl bucățești. Deci numai cu glume rasiste, a? Eu? Cărje de obicei, da. De ce? Hai gluma asta. Hai poza asta, vă rog, fără să nu fiți rasiști. Hai. Ce mă, doi oameni pricepuți la matematică. Da. Când se întâlnește furtul de informații cu furtul de carduri. Ah, wow, asta e ok. Da, bine. Hai să vedem, pare că a fost tăguit în ceva des. Nu. Da. Ai, e cu puia, mă. Alexandra Gheorghe, ești aici? Da. Tot la masă la Cosmo? Mai în spate, e bine. Da, mă mut imediat. Oh. Mai râde, mai alea. Hai că e de Caterinca. Ia să vedem. Dar cine a gândit mâncați aici blugii tăi? Da. Îți blugi în care te transformi în vârcolac? Da, încearcă data viitoare să te așezi de multe ori pe cuții și pe partea elaltă. Și momentul ăla când ai impresia că tragi perfect perdea, dar tot scapă pe undeva, bă, că ți-e lumina. Aici e ficatul sau splina? Ce mă doare? Nu e, mă, e cercelul din burii care merge foarte bine cu inelul. Da, e colecție Dubai. Da, și, mă, sunt o pantalonie aia. Și așa cu blugi ăștia, mă. Sunt de apă. Măi, fată, e decembrie, mă. Ianuarie când difuzăm noi. Ianuarie. Și mai frig. E frig ca în decembrie. Montați repede, e ianuarie, mă, fată. A, ești la... A, ești stewardeză la linii. No, flight attendant. Ești la Ryanair? Băga mea și pula Ryanair. Scuze, dacă poți să dai mai departe. Te rog mult. De asta stăm noi 15 minute cu centura aia, că îți face ea poze în pula mea. Adevărat cu aia. Eu am văzut un film care începea cu poza asta. Sigur nu e o camera aia, nu? Dar sigur poți să cobori după ce vă arăt toțiță, da? Da. Mie îmi place că are rochie mărimea universală, pentru că are toate stelele pe ea. Wow! Dar și curul ăla. Așa. Uite mă că are o poveste. Don't fucking bark if you can fucking bite. Și acum du-te la poza cu blugii. Asta e povestea vieții ei, mă. Deci până la urmă l-a găsit pe ăla care mușcă. Telefonul când îți cade după birou, așa-l găsești. Black ice, black sheets, black star. Rednecks tell me that I got a nice car. Gotta make sure that I keep my baby clean. This game will keep me hungry like I'm Katniss Everdeen. Auzi, poți să-mi explici și mie de ce, care e treaba cu trendul ăsta cu, cu scosul de limba așa? De ce face toată tinerimea asta? De ce scoateți limba? Simt că vorbești pentru mine acum. Toate episoadele că nu ești aici. De ce scoateți limba, Dobrotă? Nu, serios, Alexandra 155115. Nu este aici. Măi, Alexandra, de ce scoți limba când faci aia și ți arăți curul și să-ți regi după aia faci... De ce faci așa? Las-o un pic să vorbească. De ce faci așa? Nu, Alexandra, dacă, Dacă nu ești ok și te lau panică, vezi sus, avem o mască de oxigen, dacă vrei poți să ți-o pui oricând simți. Și ieșirile sunt ieșirile vezi că sunt 3. Plini frânte și suflete pierdute. Wow, ok. Nu vă supărați. Deci ce ai zis? Inimi frânte și ce? Suflete pierdute. Mamă, tu mergi la cursuri din aia de bărbați în vama, mă? Să-mi bag pula dacă nu. Mamă, dar bă, n-ai voie să ai vorbele alea pentru cum arăți aici. Păi aici asta... e maxim de te fut. Nu, e... Când mă întorc să fii dezbrăcată, asta e. Băi, omule, în 2022 te-ai îmbrăcat de zici că o să cânți, dar n-am bani de bilet, să-mi bag pula. Zici că ești Adrian Sână. Aici. Pare că nu dai mesaje, scrii doar voice-uri, să mă rămân. Dai doar... E târșă, îți dai seama. Scrii voice-uri. Îl urmărește cratima aia, nu știe. Vezi ce zici, Micuțule, că stăm cam mult pe victoriei pe aici, uite-te. Dar de ce ți-ai ridicat pantalonii? Ai sărit de o baltă, ce pula mea e? Balta propriilor lacrimi, ce pula mea ai făcut acolo, a? Bun. Bă, tu de când n-ai mai vorbit cu cineva? Ăsta nu e, mă, ăla de pe Lipscante, e Michael Jackson. E băiatul, el e clar. Ia-ți haine până jos. Serios, ia-ți haine până jos, că sau e păcat. Măcar cizmele mai sus. Sau măcar du-te full, ai văzut fata aia cu blugii. Da. Du-te să vedem și noi un cur de băiat. Îmi pot acoperi fața, dar niciodată gleznele. Deschide prima dată calculatorul? Da. No. Bravo, bun. Noroc. Noroc. Doamne ajută, vrei să fii soția mea? Pentru că se duc suflet pierdut, dar lacrimile mele cântăresc mai mult decât... Cu ce te ocupi, Raul? Aici call center direct. Aici. Dar zine două măcar. Zine 48 de joburi pe care le-ai. Când zice mai multe, e clar că e chiar pe Uber, adică dă un... Da, uite, aici e cu Audi și în rest e cu Range-ul, vezi? Mașina asta am de 12 ani, deci... Da, mă, bun, hai că te mai întrebăm noi când avem... Când vrem să știm de când... Coie, da. Dar-ți lipsește din arătător, coie. La nu arata deget întreg. Nu, arăta spre benzină. Știi ce am uzat la poza asta? Are 2 ceasuri, nici o ungheră. Mamă, stai. Hai, mă, că-i Batman. E îmbrăcat în ghimp. Ia uite. Mamă, coaie. Și-ți venea masca aia cu straponul în gură, a? Aici era? Că le vindeai și pe astea, nu? Nu, e, mă, coaie, le vindeam, n-am treabă. Ai jucat în Pulp Fiction, coaie? Băi, e sacul de gunoi înainte să-l deschizi. Când tot încerci să-i faci acolo. Asta e poză făcută cu radarul. Mamă, ți-ai pus cureaua invers. Da, stătea cu capul în jos. Și întoarse poza. Am plecat pe fugă. Că ei făceau poze, dar și el filma cu telefonul scos un pic. Ai fost la Recorder, băiatule? Da. Aia e problema. Da. Aici era necazul în poză. În rest... Aici bine vreți să vă mint. Nu mâna aia la pule problema, ci ochii închiși, asta e. Dar este că înainte de fiecare blitz strigai strugurel? Bă, sincer, te-ai jucat la Sandu Ciorbă în vreun clip? Că pare direct la Sandu Ciorbă. Nu e, mă, e de la trupa România. Nu, mă. Dar tu n-ai descrieri la poze că ai zis că ni le zici acum? La fiecare să mă... Și nu dă taguri, mereu e. Ai tirat cu vecinul. Nu le pun. Le zic eu. Mamă, pare că ești foarte activ în chat la Silviu Fire. Pare că e moderator. Ăsta e Brock din Pokémon. Da, mă, da. Prima dată am crezut că e un pisoar mic. De trebuie să stai pe bine să te piși, n-am înțeles. Ți-o arăt dacă mi-o arăt și tu. Dar uite-te la omul ăla din spate, săracul. Are față, cât dracu să-l mai las. Ăsta chiar începe să pună mâna pe alea. Să umble la butoane. Cât mai las. Am zis că las doar fetele să facă poze. Și acum. Mam. Ai adormit primul în team building. Team building. Nu înțeleg. Nu înțeleg. Oh, mamă. Fiecare dintre noi poartă o cruce. Da. Doar că a lui e pe scolioză. E desenată niște bețivea ta. Dar pare ori cruce, ori cuții de bucătărie din ăla de mai tai așa că o ceapă. Deci nu erau tacâmuri, doamnă, când ați venit, pe cuvântul meu, n-am luat nimic. Aia e maioneza aia, dezrupe ficatul, o știu. Foarte bună. Când eram mai gras, dădeam șaturi cu aia. Maică-ta a lăsat capul în jos de rușine. Mamă, e pilat pe picioare, se vede, a? Fericire mare, mă. Mândri de tine. Ai terminat în același timp cu ai tăi? Ai luat toți bacoaie, să te mă. Dar pare că eu sunt prieten bun cu tactul, nu știu de ce, serios. La cum o uit la el, pare că bem bere des împreună. Stop! Oprim acest clip pentru că nu se putea altfel. E Drăcea, în el clar trebuie să fie o reclamă. Oameni buni, avem un anunț. 23-22 martie. Unde? La Timișoara. La Timișoara! Roast Your Post! Ne-ați scris timișoreni, bănățeni, haideți și la noi în oraș. Ați fost la Cluj, la Brașov, la noi. Noi ce avem? Sunteți capitala culturii. Ce greu! Bilete sunt în descriere. Ne vedem la Timișoara pe 22-23 martie. Ești fotograf? O să ai poze de alea boring cu graviduțe? Scuze. Mie nu mi se par boring. Aia voiam să zicem, Dobrătă. Mamă, ia să vedem. Se dădeau, mă, parfumurile la Turnul Eiffel sau nu prea lua lumea? Turnul Eiffel. De ce nu mă iubești? Am înțeles că câinii iubesc pe toată lumea. Eu ce pula mea am? Te rog, Rex. Te rog mult. Bă, și eu încă ți-ai și eu sunt paranoic, dar vezi că încă trăiește, omule, adică tu te comporți ca și cum l-ai pierdut de 3 ani. Iartă-mă dacă am făcut like-uri pe spatele tău. Dar se vede că nu te place. Asta e. Când a intrat Calisi în Călăraș. Am venit să scot sclavii de aici. Na, tare, cât e pe nuntă? Mult? Cam cât? Uite, Dobrătă face nuntă. Da. Dobrătă. Eu întreb, cât? 2025. Dar trebuie să-ți iei white, că toată familia lui Dobrota. Să-ți faci poze de departe. Sau stai afară și prinzi momentul când îți toți pe sârmă acolo. La cuib. Pare că ai un strepon după expresiile faciale. Deci nu dai bani la maimuță? Asta trebuie să faci, să-i bași ceva în cur ca să facă selfie. Uite aici. Jucau friptea. De unde morții știe maimuța aia mai repede ca mine? Nu să... Așa îmi place la pozele astea, că pare, vor să facă să pară că ai venit cu elefantul până acolo, știi? De fapt, tu acolo te-ai urcat. Cum? Chiar? Din București? De unde? Adică de acolo de unde curge apa aia? Wow! Trebuie să-i dea kilometri înapoi la elefantul ăsta. Nu mai urcă nimeni pe el. Dar te-a ascultat? Normal că te-a ascultat, că trebuia să supraviețuiască în pula mea să iasă din apa aia. Da, e prima poză de ale unei femei pe care o văd, care mi exprimă, mă doare la pulă. Serios. Pare că a zis, aduci-mi un pachet de țigări și aruncă-le, că nu fumezi. Exact. O leacă de bătaie, știu? Du-te și adu-mi de timpul. Aici mergea cu parfumurile, bine? Păi nu, ea l-aștepta, el era sus, vindea parfumuri și era jos, ghicea în palmă aici. Să-mi plată noi, dai o dată din asta, din nou, toate pozele. Iarăși voiau să facă să pară că ai venit cu scuterul până acolo. Așa, tată, mai veni și tu, mai vedem o bucată de piele. Ai fost că a scris asta, hei, frumos, Limțu. E la mișto, mă. Azi știi ce? La ce praf e vremurile astea, e bun și ăsta. Mai prost așa la... E la mișto, mă. Oare? Da, mă. Ia uite. Și a scris la mișto? Nu, chiar e analfabet. Nu e. Mulțumim că ne acceptați și așa. M-am combinat cu ăla care îmi spală elefantul, scuze. A, frumos. La înviere. După ce ați fugit prin pădure să vă futeți. A fost la înviere cu elefantul și a dus-o prea departe. Am făcut mare, mamă. Ce lucrezi, Simona? Poți să ne spui? Construcții. Super secretoasă, Simona. E clar. Nu spun ce lucrez, dar clădirea aia din spate e a mea. Nu dau mai multe detalii. Grigoraș? Ce te iubesc prietenii tăi. Are site Grigoraș. Nu, 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 dă-i sus. Hai să intrăm pe site-ul. Hai să ghicim ce face Grigoraș. Hai să ghicim. Eu zic că e speaker motivațional. Eu zic fotograf și el. Eu zic că vinde piese auto. Da. Eu zic că face site-uri. Site-uri? Vinde drinketi. Cântăreți. V-am zis că e speaker. Dă un play să vezi. Arată spre noi, că înseamnă că eu sunt cel ales care trebuie să-l cheme la nuntă. Și tu poți face asta. Uite, adică este fondator. Tu ai scris asta despre tine, nu? Este fondator, compozitor și solist vocal în trupa The Monkeys. Văcând de aici direct din bibliotecă. Toți iași, lăsați-mă în pula mea. Ia. Each morning I get up, I die a little. Și acum să bat un bătur în geam de la vecinul. Gândași care se lovesc cu capetele de geamă. Ce rupe Florin Mercur să moară. Am ținut-o în fric și mă adoră 8 cover-uri, am băgat. A zis că vine cu mine acasă numai să tac în pula mea. Aici au poză cu oamenii care îmi plătesc facturile. Cei mai mari fani, mama e. M-ați întrebat de unde am casa. Prima mea chitară. Mama aia. I-am cântat la varici. Ce pula mea a fost. Am zis-o pentru Dobrotă, sincer. Voi nu știți cum funcționează. Voi v-ați bușit așa ca proștii în pula mea. Trebuie să ai grijă să nu dea mașinile peste tine, nu? Tata nu s-a ascuns niciodată că e Moș Crăciun. Bă, dar ăla chiar e moșu, e... Nu? Chiar e Moș Crăciun, nu? Uitați cât plătim noi artiștii la ANAF. E bătaie de joc. Burica mea trebuie să muncească neîncet acasă. Au, e direct tata cu doi unchi. La o pișare corectă toți aici. Dar uite că și fetele în spate se pișă. Asta lumea se pișă. Asta înseamnă să vă știți de mult. Noi băieții luăm zona aia, voi vă duceți acolo. Ăsta e motivul pentru care nu intră nimeni în apă. Am crezut că zici, ăsta e motivul pentru care nu-ți rechini în România. Ia uite-l cu aia. Oa! Intrați, domnișoară, că e numai bună! Bă, dar ăla din dreapta e mort de mult sub apă la... Ăla bea bere sub apă. A leșinat la alcool. Nu, e mitic că doarme un pic, așa face. În 10 minute se ridică. Dar vă lasă cu obiecte grele în șosete? Scapace de oale acolo. Lewandowski la antrenament. Oh, putere. Am terminat strongbow-ul la amândoi? Am terminat strongbow-ul și dacă îmi dă Dumnezeu îl termin și pe ăsta în 2 minute. Tu ai fost mai mic decât colegii tăi, nu? E ok, aici sigur ești minor în poză. Da, pentru că pare că faceți laba de la adulți. Bă, pe viață fără fete, da, promiteți? Da, mă, da! La următoarea poți să fii invers, nu la ceapă. Coaie, efectiv, sunt 40 de vârste în poza asta. Nu, iată înapoi. Tortul ăsta al cuiera, că niciunul n-are 18. Aici cu Diriga, cu Cleopatra Stratan și cu băiatul lui Esca. Ce, mă, că la zici că e fiul meu, să-mi bapul așa la în școală, pe lângă copiii ceilalți. Bă, dar ești fier pe stroncorpul de-astea, bă, nu mai poți. Asta e o travă ta? Găsește ceva ce iubești și lasă-l te omoare. Am ras vreo 3-a seara. Am adormit pe canapea, am brațe la gacică meu. Am brațe la gacică meu. Bă, dar toți aveți vacanțele vieții voastre, să fac pula dacă nu, coaie. N-au românii bani în pula. Îl înțeleg și pe Iohannis, coaie, că și-a avion privat, să-mi fac pula. Doamne, coaie, fata aia pe elefanți, ăsta se aruncă. Ia uite, cu Samuel L. Jackson, las-o în pula mea. De ce nu-ți faci poză cu Florin Piersic? Asta e când a început PSD tineret, să-mi bat pula PSD. Opa, o iei, nu o iei, o iei, nu o iei. Agentul 00 clase. Da. Agentul Smithsonian. Da. Hello, Mr. Anderson. Prima mea zi, controlor. Îmbracă-te pentru jobul pe care îl vrei. Vezi că ți se vede ecranul calculatorului în reflexie. Și parola e? A, frape. Cine a ajuns la București pe data de 19 februarie 2017? 3 mere și 6 lei în 2 ore de colind am mâncat. Să nu le scui pe ușă. O să las asta ultimul, măcar mă opresc și plec. Dar măcar m-a ajutat Dumnezeu și am strâns bani de un frape. Mi-am pus singur nuci în el, că aveam la colit. Ia să vedem dacă ai fost tăguit în ceva. Avem vreo șansă? Sigur n-a fost. Ia vezi! Bine, mă! Bravo, mă, tată, mă! Nu, e frate. Nu cred, coaie. Citește-o, citește-o cu voce. Nu cred, coaie. Sorry, ladies, he's already like a brother to someone else. Nici măcar nu-i frate, e friendzone. Doamne, mâncați-aș gura ta ce ți-a făcut, coaie. Dar dă, lasă poza, Mădăline, mâncați-aș pula. Coaie, se văd lacrimile în ochi. De-aia i-a pus filtrul ăla, să nu se vadă. Se văd lacrimile în ochi. Omul e, tocmai s-a spus, dar te iubesc ca pe un frate. Și exact momentul ăla a fost. Dar ce? Mamă, coaie, bă, aur curat, bă, băiat. Nu, bă, dacă nu pică nimic în seara asta, dă-o morții. Dacă nici când ies cu ăsta, nu fut. Oameni buni, ăsta a fost Roast Your Post. Vă mulțumim foarte mult că ați fost prezenți. Aplauze pentru toți oamenii care au fost aici. Aplauze pentru Micuțu, care mulțumim că a fost prezent. Mulțumim! Dobrotă, Popriciuc, domnul Cosmine Delcu. Suntem în 10 ianuarie când difuzăm acest clip. Din 16 am auzit că la cinema s-ar fi dat un film. S-ar fi dat, da. Despre ce film este vorba? Se va fi dat. Este vorba despre Klaus și Barosso, în care joc eu și Adrian Nicolae, doamnelor și doamnelor! Nu pot să trec. Exact. Și alți actori foarte talentați și în toate cinemaurile din România. În toate cinemaurile din România. S-ar putea să ratăm ceva, dar foarte la sară. Beiuș, îmi cer scuze. Bă, eu am ceva personal cu aia, cum îi zice? Aiud. Aiud? Cu aiudul am o problemă personală. Deci cred că fără aiud. Aiudenii mei, nicio problemă. Da, în rest o să fie filmul peste tot și vă invităm să mergeți să-l vedeți. Perfect. Și noi vă invităm pe 31 ianuarie la Sala Palatului. Oameni buni, avem show acolo! Bilete în descriere. Ne vedem la film și la Sala Palatului. Și la Sala Palatului ne vedem acolo. Vii? Da. Seara frumoasă. Dar veniți și voi la film, să mor tu. Seara bună, mulțumim frumos. Mulțumim.